Salut, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Astrora. Eu sunt Rotar Adrian. Am avut o absență de două săptămâni, sper că sunteți în regulă. Azi am pregătit notițele pentru luna nouă în Gemeni, din data de 30 mai 2022. Luna nouă în Gemeni are loc în data de 30 mai la gradul 9, Gemeni, la ora 14:30 România. E un nou început, se plantează noi intenții, semințe, proiecte. Ascendentul momentului lunației este în Fecioară. Mercurul retrograd în Taur, guvernatorul Gemenilor, dar și al Fecioarei, capătă o importanță maximă acum. Munca, stilul de viață, sănătatea, dar și axa cunoașterii, mentalul inferior și mentalul superior, sunt foarte importante la acest moment. Luna nouă, adică conjuncția Soare-Lună, este plasată în casa nouă a filozofiei de viață, a propriei ideologii, a studiilor înalte, a călătoriilor. Toate aceste intenții noi sunt susținute, activate și dinamizate de conjuncția Marte-Jupiter la gradele 3-4 din Berbec. Totodată, Mercur retrograd în Taur la gradul 26 în apropierea nodului Nord și a lui Uranus leagă această lună nouă din Gemeni de eclipsa din data de 16 mai 2022, așa că trebuiesc rezolvate niște probleme ale trecutului pentru a merge mai departe. Mercur retrograd în Taur face sextil cu Neptun în Pești, trigon cu Pluton retrograd în Capricorn, dar și cuadratură cu Saturn în Vărsător. Se acordă sprijinul ca unele dorințe, intenții să capete concretețe, să se materializeze, să devină tangibile acum, dacă cu adevărat există conectare la realitate. Mercur retrograd în Taur, guvernatorul Gemenilor, atrage atenția rezolvării, regândirii unor lucruri din trecut și amânarea plantării semințelor câteva zile după 3 iunie, când Mercur își ia mersul direct în Taur. Voi reveni cu acest subiect la sfârșitul emisiunii. Mercur retrograd în Taur este mai lent, de aceea gândește, regândește de mai multe ori până taie odată. Sectorul financiar cu Mercur retrograd, cu Uranus, nodul Nord, rămâne în sfera care ne va preocupa o perioadă lungă de timp. Cu luna nouă în Gemeni crește disponibilitatea de comunicare, de informare, de interacțiune, curiozitate, jovialitate, de călătorii scurte, de transport și comerț. Dar nu uitați proverbul, vorbă lungă, sărăcia omului, care devine o caracteristică acestui moment. Luna nouă în Gemeni este și despre a alege grâul de neghină, adevărul de minciună, semnul Gemeni fiind și un semn dual, chiar superficial. Așa că voi începe cu recomandările pentru fiecare semn zodiacal în parte și pentru cei care au ascendentul în aceste semne. Pentru Berbec, energia lunii noi influențează casa 3, casa comunicării, a comunicării orale și scrise, a cursurilor, a relațiilor cu frații, dar și vecinii, cu cei din imediată apropiere. Se acordă atenție drumurilor scurte, a actelor, transportul, comerțul, chiar contractelor. A întâlnirilor pentru a face schimb de informații, poate vă înscrieți la un curs nou, poate participați la anumite evenimente, dar să priviți totodată și utilitatea lor sub aspect financiar. Dat fiindcă sub acest aspect financiar mai aveți ceva de recalculat, reconfigurat, reanalizat. Pentru Taur, pentru următoarele două săptămâni, preocuparea se îndreaptă spre casa 2, casa banilor, a veniturilor și a cheltuielilor, a proprietăților, sistemul de valori, mai ține de atașamente, de hrană, de confort, valorificarea talentelor personale și totodată reanalizați atitudinea voastră față de șefi, de autorități și asumați-vă mult mai multe responsabilități. Pentru Gemeni, se influențează casa 1, este despre voi, despre atitudine, despre comportamentul vostru, imaginea voastră fizică și modul cum sunteți percepuți acum de ceilalți. Pot fi intenții noi în ceea ce privește imaginea, corpul fizic, vitalitatea. Mai este și un moment de introspecție,
de analiză și reflectarea unor acțiuni trecute, o perioadă în care să-i lăsați pe ceilalți să vorbească, să ascultați, să aflați secrete, poate pe care le veți folosi în favoarea voastră mai târziu. Pentru rac, energia acestei lunații influențează casa 12-a, e o perioadă de așteptare, de retragere, de introspecție, de spiritualizare, de încheierea unor cicluri pentru a începe altele noi. E o perioadă de purificare, de vindecare a sufletului, poate fi o spovedanie, dacă este nevoie, mersul la psiholog, tehnici de respirație, toate astea vă pot aduce un echilibru interior. De asemenea, este de luat în calcul repoziționarea față de anumiți prieteni, de grupuri și proiecte de viitor. Pentru Leu, luna nouă aspectează casa 11-a, casa prietenilor, a planurilor de viitor, ține de grupuri, de organizații, de persoane noi care vă sprijină ca speranțele voastre, visurile să devină realitate acum. Persoane care au aceleași interese comune cu ale voastre. Pot fi proiecte noi, nu numai de afaceri, dar și umanitare. E vorba de tehnologie înaltă, de inovații, chiar de televiziune pentru voi. Totodată, reanalizați aspectele ce țin de imaginea socială, relațiile cu autoritățile, chiar de carieră. Reflectați temeinic asupra lor. Pentru Fecioară, luna nouă aspectează casa 10-a, noi intenții în ceea ce privește cariera, imaginea publică socială, vocația, reputația, relația cu șefii, cu autoritățile, cu asumarea de noi responsabilități, are legătură cu notorietatea, cu faima, dar trebuie să țineți cont de anumite revizuiri la nivel de filozofie, filozofia de viață, de ideologie, de studii înalte. E o perioadă pentru călătorii, de legalizare, atestare a unor diplome necesare promovării în carieră pentru voi. De adăuga că Mercur este și guvernatorul vostru, iar ascendentul lunației este în Fecioară, așa că acordați mare atenție și sănătății și vitalității voastre. Pentru Balanță, energia lunii noi influențează casa noua, noi intenții, proiecte ce țin de filozofia de viață, de extinderea cunoașterii, de ideologia proprie, de studii înalte academice, de călătorii și contact cu persoane aflate la distanță, de influența culturii, altor popoare, ce țin de tradiții și obiceiuri, de unele activități juridice, drept, avocatură. Este necesară în această perioadă repoziționarea față de banii la comun, taxe, impozite, facturi, moșteniri, dote, banii partenerului, asociatului. Pentru Scorpion, energia lunii noi aspectează casa 8, casă ce ține de banii la comun, de taxe, impozite, credite, moșteniri, partaje, de sex și de purificare. Pentru sănătate, poți planta semințe prin purificare, prin eliberarea de unele vicii, de dependențe, chiar de unele persoane toxice din viața voastră. În același timp, aveți în vedere și renegocierea unor contracte, a unor parteneriate, o renegociere făcută în mod echitabil. Pentru Săgetător, noi intenții în privința case 7, casa partenerilor de viață, dar și a celor de afaceri, a asociațiilor, a clienților, a colaboratorilor. Pot fi idei noi, contracte noi, relația cu partenerul poate deveni configurată pe baze noi, altfel intervine plictiseala, monotonia și totuși este util a reflecta asupra stării de sănătate a modului de viață la comun. Mai puteți clarifica anumite aspecte ce țin de job, locul de muncă, dar și lucrurile în echipă. Cu subalternii, în cazul în care sunteți șef, patron, mare atenție. Pentru Capricorn, energia lunii noi influențează casa 6-a, casa muncii, a sănătății, a relațiilor cu animalele. Puteți avea noi intenții la locul de muncă, în relațiile cu colegii, vizează și competențele profesionale și asumarea de responsabilități.
sănătatea, regimul de viață, diete noi pentru voi. Mare atenție că această lună nouă vă crește nervozitatea, așa că atenție la modul cum filtrați informațiile care le întâmpinați în următoarea perioadă. Totuși este necesară regândirea, repoziționarea atitudinii față de copii, de unele relații sentimentale, mai ține și de cum petreceți timpul liber, de distracții, de participare la unele evenimente, de creativitatea voastră, chiar de hobby-uri. Pentru vărsător, preocupări noi legate de casa 5, țin de relația cu copiii, relațiile sentimentale, iar cei care intră în noi relații, vedeți că sunteți atrași de partea intelectuală mai mult și mai puțin de cea fizică sau afectivă a celuilalt. Pot fi atracții amoroase de scurtă durată acum, că nu mai există schimb de informații, intervine plictiseala pentru voi, monotonia și dorința de o nouă aventură se așterne în plan. Este totuși un moment de a regândi, restabili unele angajamente în ceea ce privește casa, familia, poate chiar un proiect imobiliar nou. Pentru pești, energia lunii noi este resimțită în casa a patra, casa familiei, a căminului, noi intenții legate de locuință, de spațiul intim, de relația cu familia, cu părinții, relația cu trecutul, cu neamul, cu mediul de proveniență, este de preferat să și ascultați ideile celorlalți pentru a stabili un mod de comunicare echilibrat. Este o perioadă de a revizui totuși acte ce a rămas din trecut și acum trebuie rezolvate, de a reconfigura relația cu frații, cu surorile, de refacerea unor călătorii scurte. Dacă ai în vedere un proiect imobiliar, este un moment prielnic pentru a-l pune în aplicare acum. Sper că aceste cuvinte v-au ajutat cu ceva. Să ne vedem cu bine pe curând!